ce face în cazul în care ai urma parentingul permisiv atunci când copilul face o criză la magazinul de jucării sau la supermarket? Parentingul permisiv este... Bine mă, hai că ți-o iau, hai, ridică-te de jos și hai să mergem. Dacă jucăria rămâne în raft, este echilibrat. Părintele echilibrat are structură, dar are și căldură. Echilibrat înseamnă că eu am fermitate de care copiii au nevoie. Au nevoie de structură. Exact ca uterul în care ne naștem. De același lucru au nevoie toată viața lor. De structură până să-și o creeze singuri. Fermitatea unui adult le oferă siguranță. Dacă în momentul în care te rog, mami, da, te rog, încă o înghețată, dar poți să mă culc mai târziu azi? Copilul e 12. Te rog! Bine, fie doar azi. Copiii nu se mai simt în siguranță.